Lui Nea Vasile și în al treilea rând și în ultimul, oamenii ăștia din spate sunt hotărâți să facă show astăzi. Uitați, au la ei instrumentele pentru că au venit cu frumoasa, minunata Ana Maria Ababei, care este aici, cum să vă spun, să ne spună că s-a întâlnit cu oamenii ăștia din Constanța. Nu, eu m-am întâlnit cu ei la Roman, ei sunt din Roman, dar ne-am plimbat împreună peste tot. Numai o secundă. Deci povestim, Ana Maria Ababei s-a întâlnit cu acești oameni din Roman, dar ea s-a mutat la Constanța cu iubitul ei, așa. Dar face piesă cu oamenii ăștia minunați din Roman. Păi da, eu țin, iar piesa e macedonească, iar ei sunt din Roman. Da, pentru păi că știi de ce? Macedonii la Roman? Păi stai să-ți explic, Cătălin. Nu eu mai sunt înțeleg nimic. Numai macedonii nu sunt... În Pipera, exact, în Pipera la Constanța. Da, deci totul a pornit de la schimbarea asta radicală din viața mea, și anume faptul climat, că... De climă. Da, de climă, normal. Păi îmi place mai mult la mare, la soare, știi? Așa, te-ai mutat cu el. Da. Deja e un pas înainte. Este destul de mare, zic eu. Te înțelegi și cu socrii? Da. Stați toți împreună? Nu, separat, să nu amestecăm lucrurile. Da, ideea e că mi-am dorit foarte mult să cânt și muzică macedonească, pentru că stând acolo, petrecând mult timp cu prietenii din Constanța. Adevărul că muzica macedonească este superbă, iar la toate nunțile unde am mai și prezentat sau evenimente macedonești, au așa o bucurie au și un vibe. Exact, au un vibe și oricum cântecele ăștia macedonești țin de la 25 de minute în sus. Ăsta cât are? La noi e mai scurtuț, nu, că știam că 25 de minute, nici știam când că ne tai aici la montaj dacă veni cu 20 de minute. Am venit și noi cu până în 4 minute, știm e regula, bine, e acceptăm, ok. Acceptăm. Bun, dar spune-mi, deci noi știm, toată lumea știe, ea este frumoasa Ana Maria Ababei. Iar băieții, cum se numesc trupa? Trupa Modern, în față cu Andrei Modern. Trifan. Trupa Salut, Modern, Andrei. Da, așa. Salut, Andrei, de la Roman, da? De la Roman. Și cum, te băsesc macedonii în acte? Sau? De la 10 prăjini suntem mai exact. Am înțeles, 10 prăjini. Și ne-am mutat și noi ca macedonii la Roman. Exact, foarte bine. Aș vrea să facem puțină gălăgie. 10 prăjini, adică voi o parte sunteți și din fanfara 10 prăjini? Sau... Am făcut parte făcut. Și acum... I-am avut la nuntă pe cei de la 10 prăjini, fabuloși. Și acum deci ne-am făcut proiectul nostru separat. Iartă-mă puțin, vreau să înțeleg. Totuși astăzi aici la emisiune câte prăjini avem? 8 din 10, nu? Și mai avem unul la Chișinău care n-a putut să ajungă. Perfect. Deci încă o dată, ansamblul se numește ansamblu... Trupa Modern. Atât. Modern, parcă... Exact. Păi totul pe Modern, asta bun, e ideea, Cătălin. Înainte de a cânta piesa asta care se numește... Pirifană. Pirifană, adică... Pirifană, hai să... O fată frumoasă ca ea. Ne-ai zis că macedonii trebuie să... Da, deci, Cătălin... Macedon, dacă vă dau examen, praf sunteți. Stai puțin, că nu e așa, eu sunt aici să salvez situația. Situația, da. Deci chiar știu foarte bine și pronunția și ce înseamnă fiecare cuvințel. Da. Melodia este una de dragoste. Normal. Și este vorba despre acea fată frumoasă, știi, superbă, la care ajungi cu greu. Pare chiar imposibil să ajungi la ea. Mai și există fete de genul ăsta în ziua de azi? La care ajungi greu? Da, pentru că ele pe Instagram, ai impresia că ajungi repede. Doar ai impresia, dar ai impresia. De fapt, da. Perfect. Oameni buni, este frumoasa Ana Maria Ababei. Băieți, dăm testul de limbă macedonească acum sau mai târziu? După. E ok, lăsăm așa. Un lucru e foarte important. Foarte important. În momentul ăsta se lansează oficial pe YouTube. Hai de capul meu. Deci se lansează. Eu simțeam un fior așa, adică clar acum, deci șoc, în clipa șoc, asta. În clipa asta. Nu, înainte de a cânta, vreau să vedem numai o secundă. Băieți, puteți să folosiți instrumentele, să facem un haos așa organizat. Nu de alta, dar de la ora 22 începe și campionatul Euro 2020 pe Pro TV, bineînțeles. Și hai să vedem, dar fiecare pe limba lui. Ia. Fiecare. Asta e, adică galerist. Nu, da, știi cum, îmi place când fiecare își, cum să zic, îți potențează instrumentul lui, adică nu ține cont de altul. Practic, mai putem să băgăm un pic, că e Euro 2020, să zicem și noi, hai România. Hai. Sau nu jucăm noi, nu? Nu jucăm. Dar fiecare pe limba lui tati. Fiecare, hai mă, pentru ai noștri. Fiecare. Așa a fost și la noi. Parcă a fost pe drumul de la de dus spre cimitir. Așa a jucat și România în calificări. Exact. Știi când-s trompetele alea de te duci la groapă? Iartă-ne, așa a fost. Suntem, da, noi microbiștii suntem supărați că nu joacă echipa României. Vă cred. În fine, Ana Maria Ababei pe Instagram, Facebook, YouTube. Căutați-o cu băieții ăștia senzaționali de la trupa modernă. Iar premiera este chiar acum pe YouTube, Ana Maria Ababei, corect? Da. Băieți,
Fiți organizați, să aveți baftă, succes și să trăiască toți prietenii noștri macedoni! Bravo!